Pacientul infestat cu bacilul piocianic internat la Spitalul Caritas din Roșiorii de Vedea a decedat. Bărbatul în vârstă de 86 de ani sufera de numeroase afecțiuni și fusese internat de mai multe ori în decursul anului. Seara trecută s-a stins din viață în urma unui stop cardiorespirator. Familia acestuia a refuzat efectuarea necropsiei. În cursul zilei de ieri, pacientul a decedat. Familia este cea care a renunțat la efectuarea necropsiei, a dat semnătură în privința acestui lucru, s-a eliberat certificatul constatator de deces și cam așa stau lucrurile. Cu ce diagnostic? Stop cardiorespirator. Este diagnosticul principal. În ultimele 3 săptămâni, bătrânul a fost internat la secția ortopedie, externat și reinternat pentru o intervenție chirurgicală, în urma căreia s-a descoperit prezența bacilului piocianic.